ce vă interesează pe absolut toți este despre, cum li se spune la televizor, rețelele de socializare. Adică despre, în România, Facebook, că asta e, în România e Facebook, dar atenție, și YouTube. Atenție, Mircea Toma. Mircea Toma, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Despre noile reglementări ale CNA pe rețelele de socializare. Și mă veți întreba, stați puțin, CNA, adică acum va avea jurisdicție, ca să spun așa, și pe rețelele de socializare? Răspuns, da. Păi, stați puțin, cum adică? Adică așa. Adică toți aia care o ardeau la televizor, noi suntem pe net. Ghinion. Ups, ghinion. Păi, mă veți întreba probabil, păi bine mă, dar la televizor, televiziunile, au nevoie, așa e legea, mă rog, au nevoie de licență. Și CNA-ul le dă sau nu licență? La Facebook, ce ne dă CNA-ul licență? Nu. Păi și atunci, fiți atenți. Mircea Toma, membru în Consiliul Național Audiovizual, a declarat luni că de câteva luni, stai tare, s-a modificat legea. Pentru a transpune o directivă UE, ce altceva, care extinde reglementările care se aplică pentru TV și radio și asupra spațiului digital, respectiv platformele Facebook, YouTube, Instagram, transmite news.ro. Eu vă reamintesc că am cont de Twitter, care încă, din fericire, scapă de reglementările astea, sper să rămână așa. Și ați văzut și dumneavoastră că atunci când e vorba de ceva important, de declarații, de ale actorilor mondiali, nu mă refer la aia care joacă în filme, mă refer la cei care decid soarta planetei, toți aia sunt pe Twitter, de fapt. În sfârșit, deci, el a precizat că probabil în viitorul apropiat CNA va deține o calitate specială de trusted partner, de partener investit cu o încredere mai consistentă, în așa fel încât atunci când reclamă CNA un anumit conținut, reacția YouTube să fie mai promptă. Adevărul e că mă amuzam foarte mult văzând, nu știu, tot felul de cetățeni care au cont pe YouTube și își manifestă ei păreri, opinii și astea, bălăcindu-se, fără doar și poate, în iluzia că acolo este libertatea și cu tare, și freedom of speech, și noi suntem pe net și cu tare. Și când li s-au blocat conturile, pentru că așa, au zis, vai de mine, dar nu se poate, dar erau absolut indignați, ok, dar mai ales surprinși. Ceea ce arată mult despre creierași. Bun, în sfârșit, să citim. El aprecia așa, deci va fi trusted partner, de exemplu, pe YouTube sau pe Facebook. Și când CNA-ul va spune, noi credem că ce a măcănit Gigioc pe YouTube contravine lui whatever. Poc! Teras. Simplu. Mircea Toma a declarat în emisiunea, nu știu ce emisiune asta, ok, că instituția care se ocupă de emisiune TV și radio de câteva luni sau... Ce dracu am zis asta? Așa. Se vor extinde pentru a transpune o directivă Uniunii Europene și extinde astfel reglementările și asupra spațiului digital. Știți ce mă bate pe mine gândul să fac? Nu-i vorbă că sunt deja vorbit și sunt sătul de vorbit public și de apărut în public și de m-aș retrage astăzi dacă aș putea. Deocamdată nu pot. Dar știți ce mă bate gândul? Deci mi-a trecut în cap, nu că ar fi o idee inovativă sau ceva, nu, să-mi fac canal de Telegram. Să-mi fac canal de Telegram. Așa, să sunt, cum ar fi, lasă să sunt. E o vorbă. Suntem în plin proces de adaptare a normelor de utilizare a acestei legi în ceea ce privește legislația secundară, codul audiovizual, ca să vedem cum putem să-l aplicăm și în ce măsură se potrivesc normele pentru televiziune, pentru audiovizualul pe diversele platforme folosite frecvent în România, Facebook, YouTube și Instagram. El a precizat că directiva europeană, așa cum este adoptată de lege, spune că cei care trebuie să reglementeze sunt chiar susținătorii, platformele. Bun, în sfârșit, să nu ne pierdem timpul. Deci, datoria de a reclama este la noi, la public, în calitate de cetățeni. Da, dar dacă tu reclami la CNA, că nu știu, nu ți-a plăcut ce a postat Badea, zic așa, pe Facebook nu mai am, deci pe Facebook sunt interzis, așa că am rezolvat cazul. Pe YouTube nu mă pronunț, pe Instagram mai am și eu, și Twitter. Și cred 99% voi avea și canal de Telegram. Deci, nu-mi place ce a postat Badea pe Instagram. Fac plângere la CNA, dacă CNA o zice, da, așa e, poc, are dreptate ăsta. Mă părăs la Facebook, că e aceeași companie, la Meta. Și poc, rângoc, sancționări. Bun, vezi?
vi se poate întâmpla. Ia să vedeți cum e. Ia să vedeți cum e. Doar de asta așa pe Instagram și aveți comentarii și alea și postați și nu știu ce, sau pe Facebook. Ia să vedeți cum vă reclamă unul și altul. Pe la CNA, ia să vedeți cum aveți contul blocat dintr-o dată și aoleu, ia să vedeți. Să trecem mai departe.